Două videoclipuri, că na, trebuia să intre ca să ne... Păi ne confruntam aici și spuneam care căpătăm cine forță. Să dăm o dedicație. Nu, dar păi nu avea cine să cânte, că dacă n-am adus instrumente în această seară, și am zis, hai să băgăm o piesă, două, să ne cânte și nouă, ca să ne simțim ca la petrecere. Dacă și mâncăm, asta am făcut, sper să nu vă supărați. Dacă mâncăm, avem nevoie la de la asta ne-am gândit noi, să punem și noi o piesă. Cine place nouă, uite că cu Târgu Jiu am făcut așa o... Am schimbat noi puțin un în mic această troc. Seară. Da, pentru că suntem prea mulți aici și am să ne simțim și noi măcar 10 minute, să avem un pic de pauză mai lungă. Am mâncat și eu puțin la tort, încă n-am ajuns, dar nu e nimic, că nu e timpul pierdut. După ce intrăm în următoarea pauză sau terminăm emisiunea, mâncăm și tort! Da. Nu-i așa? Stimați telespectatorilor, nu uitați că în această seară o sărbătorim pe Lăcrămioara Răileanu și mai mult decât atât au venit prietenii în această seară să-i ureze la mulți ani, să-i cânte, să fie sărbătoare mare, ceea ce s-a și întâmplat în această seară. Mai mult decât atât, după cum vedeți, suntem și în a treia oră, da. Ne distrăm, ne simțim bine, am mâncat produse excepționale, s-au încadrat în toate cele. Am mâncat mai mult ca mine, să știi, nu te iert. Cum? Am mâncat mai mult ca mine, nu te iert. Ai avut timp. Păi na, eu am început, am furat startul. Da. Și... Da, să nu l-ați văzut de la mult timp. Ei, nu m-au văzut și telespectatorii. Eram în spate acolo și... A... Bun, da. Stimați telespectatori, eu zic să dăm cuvântul de la dreapta spre stânga, da, pentru celor că care n-au vorbit sunt colegi, în această prieteni seară. Și să-i spună, nu știu, urare, Lăcrămioarei, da. Nu știu, noi stăm bine Lăcrămioara, aici. Lăcrămioara, tu ești aici, în centru? Parte, așa. Păi, începem cu Elena Zabiu. Încep eu, nu știu dacă ți-a mai urat cineva... Dar cred că toată lumea de asta suntem alături de tine. Să-ți urăm să ai parte de bucurii și să ai drumurile libere spre o carieră frumoasă, cât mai avem să fim bine și să ne ajute Dumnezeu să realizăm tot ce ne punem în gând. Și suntem alături de tine. Tu știi că eu sunt alături de tine cât vrei, când vrei și oricum, oricând, oriunde. Știu. La mulți ani să fii fericită și să-ți dea Dumnezeu tot ce-ți dorești. Bucurii! Mulțumesc, Elena! Într-adevăr, tu pentru mine ești ca să și sora mea. Așa că cu toate că noi ne cunoaștem înainte să plec eu în America, am cântat la evenimente împreună. Da, uite că Dumnezeu s-a făcut în așa fel să mă reîntorc și să fim din nou împreună. Eu îți mulțumesc că ești alături de mine și că am un prieten adevărat, pot să spun. Am încredere în tine și cred eu că cam rar întâlnești. Eu îți mulțumesc că ești alături de mine. Să fii fericită. Te pup. Și Elena te iubesc, Zabila, da, este o colegă și o prietenă excepțională. E clar, pentru eu. Că se vede că în această seară intervin și lacrimile, ceea ce înseamnă că există este, prietenie înainte de toate. Este sensibilitate, da. Și o relație apropiată. Exact. Geta. Foarte frumos. Geta State. Bună seara și bine v-am găsit. Dragă Lăcră, eu îi zic Lăcră. Eu așa o alint eu și spun Lăcră. Și spun să-ți facă Dumnezeu parte de oameni dragi, de oameni sinceri, de oameni curați la suflet. Îți doresc numai bine, să ai cariera așa cum ți-o dorești tu, să-ți faci cele mai frumoase imprimări, că noi am mai vorbit despre asta și știu că tu lucrezi la materiale și aici la București și la Iași și așa. Îți spun la mulți ani și din partea soțului meu și din partea copiilor mei, pe care tu i-ai cunoscut mulțumesc. Când ai venit la noi acasă. Îți mulțumesc pentru invitație și tu ai fost alături de mine la o emisiune aniversară, la o altă televiziune, drept pentru care, și nu numai pentru asta, nu aș fi putut lipsi. Întotdeauna când îmi place cineva, îi sunt alături cu toată dragostea mea. Îți spun la mulți ani să fii sănătoasă, să ai parte de tot ce-ți dorești. Domnul Micșoniu, dumneavoastră, sunteți născut în aceea zi cu tatăl meu, drept pentru care la mulți ani să fii sănătos. La mulți ani! Să trăiești generică. Îți dorim casă de piatră și petrecere frumoasă, să, așa cum a spus și Leti, să ne aduci imagini, că noi, dacă nu vom ajunge acolo, măcar să avem Doamne imagini. Doamne ajută, eu te invit pe această pentru care. Pentru cei de acasă. Da, tu ești la Târgu Jiu, bănuiesc, nu, sau unde? La București? Zonă. La București? Pe și în zonă. Nu cred. Ia să vedem cum facem să ne sustragem la evenimentele noastre, să ajungem și la tine. Să-i facem spectacol. Așa. Cu drag, sincer îți spun, dacă vom discuta noi asta în particular. Da. Și încă o dată vreau să-i spun din suflet la mulți ani tatălui meu, pentru că este și ziua lui astăzi și eu nu am reușit să ajung acasă la țară, pentru că asta e. Am avut cursuri ziua, că eu, vorba mai că mi-i tu îmbătrânești și nu mă termini școlile. Trei cuvinte despre tata. Tata.
mult prea sincer, mult prea corect, enervant de corect. Așa suntem. Cam așa suntem. Deci enervant de corect. Ne asemănăm. Deci e ceva, nu vrei să știi ce ne contrazicem și nu, domne, că eu trebuie să fiu așa, că așa spune, că așa trebuie. Nu, băi, dar tu nu mai știi, știu că trăim în 2022 mai... Din păcate, noi nu putem să funcționăm altfel. Mergem după niște principii foarte sănătoase. La mulți ani, la mulți ani tuturor sărbătoriților și celor de acasă, că poate mai sunt și în fața televizoarelor, le spunem la mulți ani și Lăcră, te pup și te iubesc și îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc, Geta, că ești alături, ai fost alături de mine și noi ne cunoaștem de foarte mulți ani, de când mergem la NAI, ții minte, da? La ansamblu. Așa că... ce să zic, emoțiile sunt foarte mari pentru că sunt și colegi care ne cunoaștem de foarte mulți ani și colegi care, care i-am întâlnit acum. Care ne-am cunoscut acum. În trei cuvinte nu poți să spui atât de multe pe cât ți-ai dorit să spui. Însă important e că ei sunt alături de tine. Asta e important, da. Tu ai revenit. Am revenit de acolo. Și, într-adevăr, eu trebuie să muncesc foarte mult ca să mă reintegrez, cum să zic. Da, eu vă spun eu ceva din culise. Eu vreau să vină vecina mea. Mult prin eu America. Vreau vecina mea la mine în bloc, tot încerc să o cooptez. Se pare normal. E normal că după atâția ani... Îmi cer scuze la telespectatori pentru că... E de înțeles. Se mai întâmplă. Da. Dar, oricum, într-adevăr, muncesc foarte mult la nou repertoriu și am proiecte noi cu foarte mulți dirijori și de la Chișinău și din țară. Vreau să spun că melodiile care le-am cântat deja acum în această emisiune sunt orchestrate de Viorel Leancă, iar celelalte două sunt orchestrate de Ioan Dascăl de la Chișinău. La Chișinău. Și urmează și alți dirijori foarte cunoscuți care o să... își pun amprenta asupra pieselor tale, da. Foarte exact. Bine. Exact. Hai să continuăm cu... La mulți ani, Lăcrămioara, și îți mulțumesc mult pentru invitație, să fii sănătoasă alături de familia ta dragă și Doamne ajută să ne revedem din nou cu bine la altfel de evenimente și în continuare eu îți doresc mult succes și să dea Dumnezeu să mă invit și la lansarea noului tău album. Cu mare drag și mă bucur așa, când ne-am cunoscut. Da, cu tot dragul. Mulțumesc că ai fost alături mulțumesc de mine pentru invitație. Cu tot dragul întotdeauna alături de astfel. Mergem mai departe, mulțumim frumos, Sărbuna. La mulți ani, să fii sănătoasă, fericită, să-ți dea Dumnezeu tot binele din lume, tot ce-ți dorești. Mulțumesc. Să ți se îndeplinească. Mulțumesc mult pentru invitație. Și altă dată cu drag. Să fii sănătoasă și fericită. Mulțumesc și ție, doresc la fel. Mulțumesc frumos. Mergem mai departe. Sărbuna, ce cuvinte frumoase în această seară extraordinară și ne bucurăm. Eu am mai spus-o și eu mai spun. Știe că o iubesc foarte mult, știe că apreciez ceea ce face și am toată încrederea că următoarele realizări o să fie de cea mai bună calitate și îmi doresc din tot sufletul să ajungă mătușa mea cu alungi de lor și să aibă numai bucurii. Mulțumesc. Oricum vreau să spun că urmez un nou proiect cu nepoțica mea. Unde sângele vorbește, ce să mai... Dar ar fi frumos, uite, eu vin cu o sugestie, că eu mereu... Da, păi urmează un proiect nou cu nepoțica mea. Exact. Să faceți un duet. Exact, păi urmează. N-ar fi rău. Păi da. Am propus deja câteva melodii. Bravo. Bună seara. O să de-abia așteptăm să... Bună seara, Lăcrămioara. Mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur foarte mult că m-ai invitat și ce-mi doresc eu mie, să-ți dea Dumnezeu și ție pe drumul cântecului să reușești să-ți îndeplinești tot, să-ți să îndeplinească tot ce ți-ai propus și tuturor, toți cei care iubesc cântecul, toți avem aceleași dorințe, eu cred, ne asemănăm și bunul Dumnezeu să te călăuzească peste tot pe unde îți calcă pașii. Mulțumesc și la mulți ani. Mulțumesc și ție, doresc la fel. Oricum de reușit, reușesc, pentru că sunt foarte optimistă. Dacă am ajuns în America și am stat vreo 17 ani pe acolo și am cântat la românii din America, deci aici cu siguranță, cu revin. Și mai să am putere, să-mi dați Dumnezeu sănătate. Ca să completez, deci este născută de ziua Americii. Deci întâmplător am ajuns în America. Da. Deci undeva era scris acolo să... Sus, da. Da. Diana, hai să vedem ce... Nici nimic, iubita mea? Nu mai zici dacă nu vrei, nu e o problemă. Haideți mai față puțin, că stăm prea în spate și... Bine te-am găsit, Lăcrămioara. Hai să vedem. Îți mulțumesc din suflet că m-ai invitat. Noi ne-am cunoscut acum 4 ani jumate la lansarea de la Edno. Așa este. Și am rămas prietene apropiate și îți doresc tot binele din lume. Mulțumesc, Viorica. Bunul Dumnezeu să te călăuzească și să ajungi acolo unde îți dorești.
Mulțumesc mult și ție, Zără Sacre. Vă mulțumesc. O inimioară să-mi aduce și mie ca să... Am avut botezul la nepoțică și n-am avut timp să fac, dar nu v-am scos din imagine, pentru că sunt datoare să vă dăruiesc personal, să aveți acasă de la mine o inimioară. Da. O inimioară în formă de stema română. Mulțumesc și o familiei mele și nepoțelei mele. Mulțumim că veniți de fiecare dată după și sunteți alături de noi. Și vă iubesc. Mulțumesc, Verica. Doamna Maria. Așa. Să rămână. Bună seara. Microfonul mai aproape, doamna Maria. Așa. Îți mulțumesc frumos pentru invitație. Ce-ți doresc eu ție? Mai spre cameră, doamna Maria. Ce-ți doresc eu ție? Să ți-o spun din tot sufletul meu. Multă credință în Dumnezeu. Și Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ceea ce faci tu și cu pe toată familia ta. Mai încet, mă, să-ți ajute Dumnezeu și să ai tot ce îți dorești tu. Ceea ce îmi doresc mie, îți dorești și ție. Mulțumesc, să fii sănătoasă. Maria. Mulțumesc. Foarte frumos. Sănătate multă, Doamne. Și la fel. Și ție tot la fel îți doresc. Să ai credință în Dumnezeu. Și dimineața când te scol și la toată lumea spun, nu numai lor, să faceți așa, Doamne, ajută-ne și îți mulțumim că mi-ai ajutat și am apucat și ziua de astăzi. Și mai dăm șansa de a mai trăi încă o zi. Da, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Multă credință în Dumnezeu. Doamne ajută. Mai departe. Mulțumim. Mulțumim. Ia să vedem cine n-a mai vorbit. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație. Atât... Vă mai spun să vă dea Dumnezeu multă putere ca să aduceți la bun sfârșit tot ceea ce vă propuneți dumneavoastră. Și încă o dată mulțumesc, mulțumesc că sunteți alături de mine. Lăcrămioara Răileanu, nu regret ceasul că te-am cunoscut. Mulțumesc pentru invitația în marea asta adunare și vie și frumoasă alături de cei doi prezentatori. Foarte, foarte vii, că să-i de-al meu, așa. La mulți ani, Nicușor Micșor, te rog frumos. Frumos, la mulți ani, sănătate multe și casă de piatră pentru când vine atunci ceasul ăla fericit pentru tine. În și încă o dată să vă iubiți mult cum cere piața și dumneavoastră. Piața! Piața! Cere piața! Auzi tot-o, piața! Piața cere să vă iubiți, așa că vă rog frumos. Piața. Așa. Din Rahova. Sănătate multă. Nu ne-am cunoscut cu două săptămâni la radio, da? Da. Uite, vezi cum s-a legat. Da, s-a legat. S-a legat de noi un drag, ca fasolea pe ara. Sigur că da. Un om foarte deschis. Doamne ajută. Sănătate multă. Sunteți fenomenal. Îmi place că aveți un simț al umorului extraordinar. Pe adevăratele, pe adevăratele. Chiar îmi place și uite, când mai avem nevoie cineva. Da, când aveți o turpană. Ce spuneți de Letiția Moisescu? În orice caz, e foarte vie, foarte dezvoltată. Da? Și vie, mai cum e? Vie, dragi telespectatori. Criminalistă. Criminalistă de frumoasă. Wow! Ia e. Da. Vă mulțumesc, domnul Iorghe Luca, să știți că în această seară ați venit cu niște cuvinte foarte noi. Îmi place să fur de la dumneavoastră. Hai, da, vine criminalistă. Nu le spusei pe toate. Când intrăm în emisiune, te rog frumos, Nicușor. A venit colega mea, criminalista Letiția Moisescu. Lasă-mă acum să urez și eu la mulțumesc lui Nicușor, pentru că n-am știut că o să fim alături unul de altul în această zi. Dacă o să fim alături vreodată. O să... Nu. Deci așa doar. Da. Ca și colegi. Normal. Dar zic alături nu ne mai întâlnim niciodată. O să ne mai întâlnim. Sunt sigură. Nu? Nu? Nu mai... Te-am plictisit prea mult. Da. La mulțumesc, Nicușor, și mă bucur că... La mulțumesc și ție, împreună. Această zi. Bun, eu zic să mai și cântăm că timpul trece și nu de alta, dar mai avem mult de cântat. Criminalista spune cuvântul. Eu, Letiția, dragi telespectatori, continuăm cu Ana Stamate, Vlad pentru dumneavoastră și să meargă banda că mai avem de a dansa. Muzica! Este...
mulțumesc. Măriuță la munte, unde soile cornute, măi, măi. Mergem, Gheorghiță, amândoi, să fim ciobănași la oi, măi, măi. Eu cioban și tu, băciță, măi, măi, măi. Eu cioban și tu, băciță, măi, mărie, măi. Să te saturi de guriță, măi, Gheorghiță, măi. I-auzi lume, bine, bine, bine. Vara cât ar fi de caldi, noi stăm la umbră de brad, măi, măi. Stăm sub razii cu broșii, măi, mărie, măi. Să iubești doi ochi frumoși, măi, Gheorghiță, măi. Să stăm sub razii cu broșii, măi, mărie, măi. Să iubești doi ochi frumoși, măi, Gheorghiță, măi. Ochi frumoși de căprioară, șobăgițe mărioară, măi, măi. Și tu iubești măriuță, un ciobănașul Gheorghiță, măi, măi. Că nu-i mai frumos niciun de lume, dragă lume, ca ciobănașii pe munte, lume, dragă lume. Ciobănașii cu băcițe, lume, dragă lume. Braț frumoși, miorițe, lume, dragă lume. Că nu-i mai frumos niciun de lume, dragă lume, ca ciobănașii pe munte, lume, dragă lume. Ciobănașii cu băcițe, lume, dragă lume. Braț frumoși, miorițe, lume, dragă lume. Pentru omul ce-l iubește, dar tu, mamă, nu mai plânge și cu drag la pieptul strânge. Fata mai se mărită, fie viața fericită, soacră mică, tu n-ai teamă, mama tot rămâne. Ți-ai crescut voinică să fii astăzi bucuroasă, că ai ajuns o vezi mireasă. Strângeți, mamă, fata-n brață, să pornească bine-n viață și sărută-i obrăjorii, că azi lasă toți piciorii. Fata mai se mărită, fie viața fericită, soacră mică, să n-ai teamă,
Fata nu-ți o pierzi vreodată, dacă ea s-a măritat, ai acum și un băiat. Fata mai se mărită, fie-i viața fericită, soacră mi te să ne teamă, mama tot rămâne mamă. Fii voioasă, nunta ta tare e frumoasă. Și fetița-i fericită, cu al ei mire împlinită. Că așa e dat pe lume, dracu' drag să se adune. Fata pe părinții lasă și cu alesul face casă. Viața fericită, soacră mică, să n-ai teamă, mama tot rămâne mamă. Și cu foc și dor, tot mai repe jur. Scrie cu veche de ulmuț, trompetașul mi-e drăguț. Și zice și cu foc și dor, tot mai repe jur. Azi bat cu tălpile până moi ochișile, și-am să rup, rup nojițile. Azi bat cu tălpile până moi ochișile, și-am să rup, rup nojițile. Hei, cât de când n-am mai jucat, hei, ochii-n puța s-a uscat. De foc, tu să cânti și eu să-i joc, iar dacă n-ai bănuie, poate ți-o-i plăti. Trompetașul om de foc, tu să cânti și eu să-i joc, iar dacă n-ai bănuie, poate ți-o-i plăti. Un bănuț sau poate doi, cum ne-am înțelegit noi, măi bădiță, dragă amândoi. Un bănuț sau poate doi, cum ne-am înțelegit noi, măi bădiță, dragă amândoi. Și când te bani și-o-mi vedea, ei, și fel de plată ți-o-i da. Te plătesc, eu pot să-l ții cât poftesc. După fluier și dobaș, lângăsc cât căraș. Dacă vrei să te plătesc, eu pot să-l ții cât poftesc. După fluier și dobaș, lângăsc cât căraș. Nici popa n-a spovedit, te lași de-o cnoni oprit. Zic în locu-i bun de tropăit. Nici popa n-a spovedit, te lași de-o cnoni oprit. Zic în locu-i bun de tropăit. Și cum dau gură mândrile, e cu nonă părintele. Să-ți joc să cânt, te ascultă gura mea, să-i bade așa. Neamul eu de unde sunt, mă învățat să joc să cânt, te ascultă gura mea, să-i bade așa. Să-i mai tare îndesat, că mi-e drag talpa s-o bat, să rănească de la noi din sat. Să-i mai tare îndesat, că mi-e drag talpa s-o bat, să rănească de la noi din sat. Și de-ar vorbi trompeta ta, ei, mult de eu aș mai afla. Cântă și eu joc, ești în dragostea cu foc, dar ne-ar Dumnezeu noroc. Să stau în loc, ram-tiri-ri-ri-ra. Zi dobarule mai tare, foc să iasă din.
jocușă cântatul, ca să-mi veselesc o saturam. Eu cu cânteșile mele, ui de toate și de jale, eram tăride, da, era, da, da. Nu stați oameni buni deoparte, haideți să ne facem parte, eram tăride, da, era, era. De alai și voie bună, că e bine împreună, eram tăride, da, era, da, da. Tot fugind după noroc, lumea a uitat de joc, eram tăride, da, era, era. Dar jocul port cu mine, și la grădar și la bine, eram tăride, da, era, era. Padeia-mă din mijloc, că nu pot să stau în loc, eram tăride, da, era. Dovarule mai tare, foc să iasă din pișoare, ram, tere, 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 tere. Lumea azi în sat la mine, rar și ne mai coaște pâini, ram, tere, tere. Iar în zi de sărbătoare, ora nu-i așa de mare, eram tiride, da, era, da, da. Dar eu nu mă dau bătută și mai joc câte o bătută, eram tiride, da, era, era. Hai că nu vă las în pașii, păi nu-i plași tot să joace, eram tiride, da, era, da, da. Tot fugind după noroc, lumea a uitat de joc, eram tiride, da, era, era. Dar jocul port cu mine, și la greu, dar și la bine, eram tiride, da, era, era, era. Padeia-mă din mijloc, că nu pot să stau în loc, eram tiride, da, era, era. Dobarule mai tare, foc să iasă din pișoare, ram, tiri, 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 ram. Tot fugind după noroc, lumea a uitat de joc, ram, tiri, 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 ram. Dar jocul port cu mine, și la greu, dar și la bine, ram, tiri, tiri, da, era, da, da. Padeia-mă din mijloc, că nu pot să stau în loc, ram, tiri, tiri, tiri. Pune joc cu drag mi locu, tiri da, tiri da, tiri da, și bate al botul noroc.
de unde vine necuța. Ce frumoasă-i potecuța, de unde vine necuța. Așteaptă-mă.